Bine v-am găsit! Continuăm cu organizarea familiilor de albina pentru a le pregăti pentru iernată, deci preiernarea. Să vedem acest stuc care are cat pe el. Are cat, a fost unul dintre acei stuci care dădeau cea mai mult, au dat cel mai mult miere din stupină, deci a fost cel mai productiv. Și din câte știu eu, stupii cei mai productivi iernează cu o albină mai puțină, plus că mai e și afecțiunea asta cu varoa, e destul de problematică treaba. Dar să vedem cum arată cuibul. Să vedem câtă albină are. Da? Se pare că albina de la Furtișag e boala albinei asta toamna de a intra să-l facă Furtișag. E destul de stresant și pentru apicultor, să zic așa, că nu poți să-ți faci lucrările în mod normal. Hai de tăiat-o de aici. A pus la propolis. O grămadă de propolis a pus. Așa. Nu că-mi trebuie locul pentru rame. Perfect, ia să vedem această ramă care ce urâtă au propolizată și cu aceasta. Bun, e o ramă care n-ar mai trebui pusă în stuc. Așa. Punem în cap. Deci aici avem ramă cu miere și le luăm la rând să vedem unde e cuibul și pe cât se află. Aici nu e. Cred că cam asta ar fi lucrările pe ziua de azi din cauza că au boala asta de a intra în Furtișag. Am reușit să fac o parte din stupină, deci mai sunt vreo 10 familii, dar le voi lăsa în pace. Ia să vedem, aici e puiet, să văd efectul varozei, a nu, e cine știe ce. Nici aici. Ok, ia să vedem acum, aici este. Văd că puietul nu este foarte, foarte afectat, avem ouă, larve, da, e bine, e bine. Este bine. Trecem mai departe. Opa!
Aici e și mai bine. Perfect, mă uit la albina care eclozează, arată bine. Urmăresc acele albine afectate. Văd varoa pe albină. Oh, 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 varoa, varoa. Nu puteam să cred că voi mai avea o situație ca asta, cu atâta varoa. Doar alea două rame să fie cu puiet. Ba nu, este și pe aceasta, este puiet un pic, deci asta e o ramă de blocaj. Dăm la o parte. Punem puietul lângă puiet. Așa. Deci din ce văd eu, restrângere pe 5 rame. Va ierna în 3, cel mai probabil. Așa. Opa. Miere pentru dezvoltare este suficient. Suficientă miere. Așa. Deci încoa. De mine ce de propolis. Au ăștia la propolis. Perfect. Deci asta, și dacă nu ar supraviețui și a scos banii, să zicem așa. Punem diafragmă de limitare a cuibului. Am aici o ramă urâtă. Această ramă o punem la loc. Așa, cuibul e aici. Aplicăm și tratamentul. Nu, în momentul în care varoa e vizibilă, clar că treaba nu-i grozavă. Așa. O bandă. Măcar să-i curățăm pentru la primăvară. Să fie curat și anul viitor gestionăm cu totul și cu totul diferit. Un catul aici mai e albină. Lăsăm așa. Cam asta este. Ăsta e cu ghici. Adică poate fi, poate nu. Hai că parcă s-au liniștit albinele. Credeam că au dat năvală la curtișagul ăsta. Venim să ne mai uităm la încă unul. Să văd din care parte să filmăm, din partea asta. Cred că arată mai bine din partea asta. Să vedem și pe asta. Deci, par repetative filmele, dar din cauza că vreau un fel de gestiune a tuturor coloniilor,
așa o separă. În mod normal fac cam aceleași lucrări. Diferența este de ce găsesc în ei. Aia este diferența, deci ce albine găsesc prin stupi. Așa, aici trebuie să scot o ramă și să o duc de aici, pentru a-mi face loc. Ok, nu știu dacă e bine camera în poziția aia, dar... Na, asta e. Dau mai încoace așa. Așa poate e mai bine. Mă duc să bag rama asta. Bun, am făcut loc și... Iată cum vin albinele. Ai, ai, ai. Gata, în momentul în care vezi treaba asta cu albinele, în mod normal ar trebui închis stupul, dar mai am ăsta și termin. Lăsăm lucrarea pe alte zile. Mai sunt zile când albina se va liniști. Ce se întâmplă? Când umbli la stup, mai julești rama, se simte mierea și poate să intre într-un furtișac din ăsta. Aici avem miere. Mă grăbesc un pic pentru a ține cât mai puțin stupul deschis. Să văd aici. E albina, e puiet final. Puiet. Deci ne grăbim să închidem stupul. Asta e stupul. Asta e lucru. Lucrăm cu viteză maximă posibilă, adică cât îmi permit eu să lucrez de repede. Mă uit numai la ramele cu puiet, le las înapoi. Așa. Urgență. Puiet. Aici nu mai e timp să caști gura să vezi ce e aici, nu? Gata, ăsta e ultimul. Astea două se dau în spate. Aici. Deci trebuie să simți acest lucru, că se întâmplă repede de tot să fie atacat. Iată. Vin foarte multe albini. Repede, repede. Mulți cu viteză. Bun, cuibul am restrâns repede, o diafragmă, repede. Urgent, punem o diafragmă. Deci așa lucrez. Nu mai lucrez de fapt, dar punem repede ramele. Așa. Nu îmi place toamna să lucrez la ele deloc. Repede, repede. Această albină care zboară pe lângă tine, clar că nu are intenții prea bune. Punem tratament și acoperim urgent. Așa. Bun, cam asta e pe ziua de azi. Nu se mai umblă la stup. Se mai umblă la stup în această zi. S-a provocat un pic de
agitație și gata, trebuie să oprim lucrul. Bun, nu e nicio problemă, mai sunt vreo 6 supi, după care nu fac altceva decât supraveghere. Cam așa lucrez când e vorba de pericol, deci așa se aprinde stupina. Dacă nu ai un pic de experiență și ai dat de așa ceva, tu stai în continuu cu stupul deschis, continui lucrarea și dai foc la valiză. Până data viitoare, numai bine!